Gianni Chiriță într-un interviu acordat Pro Sportului, el îi pasează acum lui Stoican, a pasat, a recuperat Gianni Chiriță, posibilitate de contraatac pentru Rapidiș cu Bratu, singurul gol al liderului, încearcă acum să înscrie și o face! 1-0 pentru Rapid, gol marcat de Bratu după o acțiune solitară. Ce slab a fost marcajul dinamoviștilor. Gol pentru Rapid, marcat de Bratu, primul al său pe stadionul din Ștefan cel Mare. Îndrăznesc să spun că și Cristi Munteanu are partea asta de vină. Bratu nu putea continua în altă parte decât șutând pe acel colț al porții lui Munteanu. Este un cântec, iată, îndemnați de Sabaul. Cine a lăsat câinii pe din afară? Se potrivește perfect de această dată. Munteanu, i-am dat banderola de capitan, nu este cel mai bun jucător de la Dinamo, mi-a încasat 7 goluri de când am venit aici, au fost chiar 8. Cam în acest fel a pătruns Bratu și în alt mare derby al Rapidului în acest sezon, în meciul cu Steaua, atunci egala pentru Rapid. Frumos efectul șutului completat, a fost prea în față. Completat și de Cristi Munteanu, un început prost de meci pentru Dinamo. 1-0 pentru Rapid, liderul campionatului, care în acest moment reface diferența de 8 puncte față de principala urmăritoare, Steaua. Formația lui Mircea Rednic este în atac și are această lovitură de colț executată de Godfroa. Resping dinamoviștii. Urmărește Bratu pentru șutul lui Raț. Șoabă. Din nou Godfroa. L-are în față pe Stoican. Godfroa, trecere frumoasă în fața porții pentru Ilieș, 2-0. Ilieș înscrie pentru a doua oară consecutiv pe Ștefan cel Mare. Rednic s-a întors spre tribuna oficială. Ilieș a marcat ultima dată în înfrângerea cu 3-2, acum este 2-0. Din nou poate că a greșit și Munteanu. Cam din aceeași poziție marca Ilieș și la Timișoara. Rapidul se distanțează la 2-0 și la cum merg lucrurile cu greu, cineva se mai poate îndoi de câștigătoarea partidei din această seară. Mai sunt însă minute în direct la Pro TV, 40 din această partidă. Derby al campionatului. Să-l remarcăm în special pe Godfroa, care a trecut ușor de Stoican. Cât de important a fost aducerea lui Godfroa la Rapid, probabil unul dintre cei mai constanți jucători din formația lui Mircea Rednic. Au câștigat și Rapidul și Godfroa, singurul titlu din cariera lui Godfroa este Supercupa României. Ar fi a patra victorie consecutivă a Rapidului în fața lui Dinamo. Toate cu Mircea Rednic pe bancă, 2-1 în cupă, 2-1 în Supercupă, 3-1 în Giulești în meciul tur din acest campionat. Acum este 2-0, Bratu și Ilieș, marcatorii liderului campionatului. Ar fi o catastrofă dacă pierdem și jocul cu Rapid. Noi revedem din unghiul opus golul lui Ilieș. Bratu nici măcar nu a sărit, era un balon prea înalt pentru el. Identică poziția lui Ilieș cu aceea din meciul de la Timișoara, mult mai aproape de poartă însă. De această dată, un om învins, Cristi Munteanu, pentru a câta oară în acest retur. Suntem penibili. Vocația. Contraatac al Rapidului prin Godfroa, în care o așteaptă Bratu! Imensă ocazia! Încă o dată scăpat atacantul Rapidului de sub marcaj. O ratare gen Vieri pentru Florin Bratu. Este o comparație care îl onorează pe vârful rapidist. A lovit defectos acest balon. Aproape de două șanse pentru el, una imensă pentru Bratu. Dinamo a avut o singură mare ocazie prin Dănciulescu. Voicu execută această lovitură de colț pentru liderul Rapid. Oh, spre poartă și este bară. Bara este cea care îl salvează pe Munteanu. Niaie Constantin a fost aproape de gol. Nu este offside. Se sfluieră în cele din urmă offside. La Daniel Niculae. Dinamo la pământ, la câte pământ șanse, în câte șanse final? A avut Rapidul pentru al treilea gol în această seară împotriva campioanei. Pe momentul în care Daniel Niculae a lovit bara. Voicu a recuperat cu ușurință în fața lui Mitea. Nae Constantin a întors pentru Bisconti. Așa cum este obiceiul lui Daniel Niculae.